1 iunie este ziua în care sunt sărbătoriți toți copiii de pretutindeni. Cu această ocazie, în municipiul Câmpul Lung s-au organizat numeroase activități școlare și extrașcolare, atât în instituțiile de învățământ, cât și în parcuri, la Muzeul Municipal și la Biblioteca Ion Barbu. La Muzeul Municipal s-au desfășurat ateliere de creativitate pentru copiii de la toate școlile, unde s-au realizat desene cu tema Ziua Copilului și Prietenia. Aici copiii au fost întâmpinați cu voie bună, cântece și dulciuri. Astăzi vom desfășura activitatea 1 iunie, Ziua Copilului. Activitatea în sine va consta în desfășurarea unor ateliere de creativitate, având tema prieteniei și tema Zilei Copilului. Ziua Copilului este sărbătorită în fiecare an la nivel internațional, la data de 1 iunie, prin acordul Organizației Națiunilor Unite, organizație ce cuprinde și asociația sau organizația numită UNICEF, cea care se ocupă de drepturile copilului. Noi vă urăm la mulți ani, vă dorim să aveți o copilărie cât mai fericită și cât mai plină de bucurii și vă invităm să desenați ceva despre prietenie și despre Ziua Copilului. Mulțumim! S-a cântat, s-a jucat hora prieteniei, iar la final, lucrările realizate vor fi selecționate și expuse pe simezele muzeului. Hai! Așa! Ei, iei mâna, cu mâna, așa face un băiat, așa! Și copiii au avut un mesaj frumos pentru vizitator și pentru ceilalți copii din întreaga lume. Noi dorim tuturor copiilor un an fericit și să se bucure de copilărie și să aibă o copilărie cât mai fericită. Și să nu-și piardă încrederea în Dumnezeu și încrederea în ei, pentru că Dumnezeu îi va ajuta. Eu vreau să le urez acestor copii să fie mereu bucuroși de copilăria lor, pentru că noi le dăruim mereu ceva și nu uităm niciodată de ei. Ne gândim și la ei, nu numai la noi. Suntem cei mai bucuroși pentru ei. Astăzi am fost și suntem în continuare foarte fericiți pentru că le-am dăruit și lor ceva dulce. La final cu toții au urat un călduros la mulți ani. Și la Biblioteca Municipală din Câmpul Lung a avut loc o prezentare a orașului, a celor mai frumoase locuri și tradiții. Aici elevii de la școlile gimnaziale au participat cu interes la activitate. Toate aceste manifestări au bucurat copiii municipiului, micuții participând bucuroși la fiecare.